Vestea a venit ca o palmă grea pentru foștii angajați cel rom, care așteaptă de 3 ani de zile să primească salariile compensatorii. Din păcate, nu vor primi bani nici de sărbători, iar asta pentru că lichidatorii judiciari, cei care au preluat societatea, nu au achitat taxele și impozitele în ultimii 3 ani. S-a acumulat astfel o datorie de 700.000 de euro. Din păcate, în săptămâna asta a patimilor, pătimim și noi cum am pătimit de 3 ani de zile. Trebuia la tribunal pe lunea care a trecut, trebuia să termine cu vânzarea fabricii, să începem să dăm bani la salariați pe compensatorii. Ei, numai bine, lichidatorii au contestat faptul că investitorul trebuie să mai dea încă 700.000 de euro în plus pentru taxe și impozite. Deci pe lângă cei 10.025.000 de euro cât s-a stabilit prețul fabricii, mai trebuie plătit încă 700.000 de euro. Ei, cine îi plătește? Bucuria mea era să terminăm cu această vânzare a fabricii, să putem da drumul la bani la oameni. Ia că de sărbători, salariații mei nu primesc un leu din banii care li se cuvin, din compensatorii care au dreptul legal la compensatorii. Și reprezentanții administrației locale cer lichidatorilor judiciari să-și achite datoriile față de bugetul local. Lichidatorii ar trebui să-și facă datoria și să respecte legea, în sensul, așa cum spune legea, prioritate să aibă achitarea datoriilor salariale către foștii angajați aici cel romului. Din nefericire nu sunt angajați în primărie lichidatorii. I-am invitat să discutăm aici, au refuzat. Nici eu nu sunt prim secretar ca pe vremuri să chem lumea la ordin. Dar și ei ar trebui să respecte legea. Deci, în opinia mea, dacă acești lichidatori și-ar face treaba, n-ar veni oamenii să-ar plânge pe aici că nu ni se plătesc drepturile salariale. În rest, din nefericire, suferă oamenii ăștia care așteaptă să li se facă dreptate și nu li se mai face. Foștii angajați ai cel rom încă mai speră că fabrica va fi repornită.